Da, am revenit cu a doua parte a emisiunii Dilemele Zilei. Trebuia să fie prezent și un reprezentant al PSD-ului. Trebuie să fac această specificație în această seară și seriile următoare, în cazul în care nu ajunge până la finalul acestei ediții, până vineri inclusiv. Sperăm ca cineva de la Partidul Social Democrat să ajungă la dezbaterile de la Tele3 și la dezbaterile de la Senat, pentru că și acolo au un candidat. Li s-a acordat spațiu în emisiunile de aici, de la Tele3, și chiar am vrea să ascultăm și să vă arătăm și dumneavoastră, să vedeți și să auziți care sunt pozițiile domniilor lor. Spuneam, încă o săptămână de dezbatere electorale aici la Tele3. Vorbeam înainte de pauza de publicitate, ajunseserăm la subiectul Complexul Energetic Oltenia și vă spuneam că în urmă cu puțin timp, în această după-amiază, reprezentanții Partidului Social Democrat, susținători, bineînțeles, ai candidaților PSD pentru europarlamentare și pentru Senat, spuneau că una dintre marile realizări ale domnului Victor Ponta ca și premier este menținerea complexului energetic Oltenia sau salvarea lui de la prăbușire. Era în pericol complexul energetic Oltenia în cazul în care nu ar fi ajuns premier Victor Ponta? Pentru că eu nu am auzit ce-i drept și știm că presa în general sau la presă ajung informațiile mai repede, dar eu nu auzisem până la momentul la care reprezentanții PSD-ului au lansat această teză că entitatea energetică de aici, din Gorj, este pe punctul de a se închide sau de a se prăbuși, cu ghilimelele de rigoare, domnule David Țoiu. Nu, ce reprezentanții PSD-ului sunt de altă factură. Vorbesc avocați, vorbesc fel de fel de oameni care n-au nicio legătură cu CEO, n-au lucrat niciodată în minerit. Eu, după câte știu, în 2012, domnul director Bălășoiu a lăsat complexul energetic cu undeva o producție de 1300-1400 de megawatts oră, contracte ferme și undeva la un preț de 210-212 lei pe megawatt. Discutăm în momentul de față, când suntem undeva prăbușiți sub 900 de megawatts pe oră și la un preț de 184-185 de lei megawattul. Contractele cu care se laudă sau au laudat în ultima perioadă, că au fost făcute cu un trader de energie care ar vinde la export, sunt povești de a dormi copiii. Și să vă spun de ce. Toată energia care se exportă afară, din prețul cel care îi confirma pe 8 com de 201 leu, se scade tariful de transport până la rețeaua, care e undeva la 12 lei, și se mai scade o taxă de interconexiune care undeva și la ea la 3-4 euro. Deci, practic, exportul pe care îl face CEU, care se laudă acei 50-60 de megawatts oră, sunt undeva sub prețul la care a vândut anul trecut, undeva la 184, deci te duce undeva la 170 și ceva. Deci, practic, complexul energetic în momentul de față vinde, dacă prețul de 190 este cel real de producție, vine undeva sub prețul de producție. Iar în momentul de față ce vinde pe PZU, este foarte clar că complexul nu își permite. Vinde, într-adevăr, o cantitate de energie foarte mică, dar este undeva situată un preț mediu luat pe lună la 120-130 de lei megawattul pe lună. Deci este foarte clar că în acest an complexul energetic este pe pierdere, va urma o reorganizare masivă, n-au făcut-o pentru că sunt alegerile europarlamentare, probabil vor băga undeva în insolvență complexul după, dacă continuă cu această politică, undeva după alegerile prezidențiale, depinde de rezultatul la alegerile europarlamentare, pentru că complexul energetic în momentul de față nu își mai permite să meargă cu acest preț care se vinde energia în momentul de față.
și investițiile care le-a de făcut. Toată lumea se vaită în complex că a scăzut prețul, a scăzut procentul de investiții, domnul Vulceanu știe foarte bine, deci nu se mai fac investiții deloc, nu se mai ia nimic, nici măcar o șurubele sau poate nu se mai ia în complexul energetic, salariile au scăzut, cifrat la... Tot domnul Ponta este un specialist, ne comparăm cu anul 2012, au scăzut în medie cu cel puțin 15-16% față de anul 2012, mă refer în minerit, și după părerea mea, dacă nu acum după alegerilor parlamentare, undeva după alegerile prezidențiale, vor urma restructurări masive în complexul energetic Oltenia, pentru că la profitul care l-a avut anul trecut, nu-și mai permite să investească anul acesta în reparații curente și reparații capitale, lucru care complexul energetic Oltenia în momentul de față este la pământ. Plus politizarea excesivă, directorii implicați în campania electorală la europarlamentare, chemați să vorbească cu oamenii, să voteze cu o anumită formațiune politică. Aici am nominalizat PSD-ul. Doamna Ciolocoi? Din câte știu eu, pe scurt, din câte știu eu, la un moment dat se punea problema listării pe bursă. Da? Deci, acum, adăugarea unui procent de capital social și acela listat pe bursă. Nu, stați un pic. Listarea pe bursă, iar din acea listare pe bursă, din ce primeam de la listarea pe bursă, se făceau investiții. Dumneavoastră a spus că nu s-au mai făcut investiții. Nu, păi s-au amânat. Nu, deci, uitați-vă pe... Nu, dar uitați-vă doar o secundă, să și după aia spuneți ce vreți. Uitați-vă pe internet câți bani au rămas lui Transgaz și lui Nuclear Electrica din banii listați pe bursă. Toți s-au dus la bugetul de stat. Bun, deci s-a spus că se listează un anumit procent la bursă, iar din banii obținuți de la listarea pe bursă se fac investiții. Listarea pe bursă s-a amânat. Din câte știu eu, domnul David, eu sunteți mai la curent. Mi se pare că ultimul termen acum a fost undeva în octombrie. Da. 1 octombrie. Care da? Nu va fi și amânat. Deci nu se pot face investiții pentru că banii, preconizația merge în investiții, n-au de unde să fie luați, că deocamdată nu avem niciun profit de la bursă. Mai mult decât atât, eu nu mă pricep foarte bine, dar vedeam și eu, urmăresc intrările în rețeaua, deci v-am spus să urmăriți pe rețeaua de intrări și, într-adevăr, Hidro merge foarte bine și este mult mai avantajos. A fost o perioadă... E vremea și atunci și prognozele în continuare sunt favorabile energiei, adică Hidro. Adică au pe cine să la dea nivel, vină, da, se intră 24, maxim 29% se intră de pe termo. Mai mult decât atât, tot ce se produce la noi în țară este cu 1000 peste, în general 1000-1800 peste consum. Să dea drumul, doamnă, la investiții, să crească consumul de curent, că altă păi asta, șansă complexul are. Vreau să vă spun, da, că vor fi investiții, pentru că spuneam, eu am prins o părticică dintr-o emisiune de deci promovare. Deci fără investiții, că să mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Una dintre fără acele investiții este celebrul mall, unde vor fi aproximativ 1000 de locuri de muncă. Nu, eu mă refeream la investițiile în complex, că a spus că, mă rog, dacă am avut un avantaj. Probabil că a fost un avantaj pe scurtă durată, pentru la, că n-au fost la dați... un consum mai mare de energie, eu la acestea mă refeream. Da. Domnule Vulceanu. Eu constat cu, cum să vă spun... Nici măcar nu pot să spun că sunt surprins, dar probabil acum și oamenii vor vedea. Deci ăștia nu mai au pic de bun simț. Deci ăștia nu știu ce e rușine. Eu nu vreau să mă refer la chestiuni tehnice acum și nu vreau să intru în chestiuni care, până la urmă, pe care oamenii s-ar putea să nu le înțeleagă. Dar vreau să vă spun ceva. Acest complex energetic Oltenia a fost proiectul nostru al PDL-ului, de care n-am apucat să ne bucurăm. Pentru că în mai 2012 pierdeam guvernarea după moțiune de cenzură. Și complexul a început să funcționeze, deci domnul Bălășui a fost desemnat pe vremea aceea să se ocupe de înființarea complexului. Noi în mai am pierdut guvernarea, iar această entitate, sub numele de Complexul Energetic Oltenia, a început să funcționeze în iunie, de la 1 iunie 2012, când domnul Ponta era premier. Atenție! Da, era premier de două deci luni. Acest complex energetic Oltenia funcționează și a funcționat numai sub Ponta premier. De o lună și 12 zile. Era premier Ponta. De sigur. Când și cel mai bun proiect era Electra. Bun.
nu discutăm. E o porcărie, deci, ce o de față. L-a salvat de la pieire că cine vrea să-l omoare? Că tot dânsul era premier și atunci. Despre ce vorbim aici? Eu, deci, pur și simplu, sunt stupefiat cum nu mai au pic de rușine. Deci vin și spun, domnule, noi am salvat complexul energetic Oltenia. Păi care complex energetic Oltenia? Că până atunci, până să fie domnul Ponta premier, erau trei complexuri. Turceni, Rovinari și Craiova. Acest complex energetic Oltenia funcționează de 2 ani numai sub Ponta premier. Probabil se referă... Să-l salveze Ponta de Ponta. Că probabil... Cândva știți că mai face chestia asta. Eu sunt deputatul acum și acum sunt prim-ministru. Ponta 2 l-a salvat pe Ponta 1. Pe Ponta 1. Deci este ceva incredibil. Mai ales că vă mai spun un lucru. Despre insolvență la complexul energetic Oltenia, primii care au vorbit au fost domnul Călinescu și domnul Ciurel. N-a vorbit altcineva de insolvență. Și s-a vorbit la aproximativ un an. Absolut, un an de la înființarea lui. Deci despre restructurări, despre, nu știu, oamenii care trebuie să plece. N-a vorbit altcineva decât ei. L-au salvat de cine? Deci eu, pur și simplu, și sunt convins că se uită la noi oamenii care lucrează în minerii și în energie. Și știu lucrurile astea. Că, și atunci, că, de ce folosesc, că acum, de ce folosesc de când discutăm noi, stați puțin, dar de când discutăm noi de restructurări? Și de reorganizare și organigrame peste organigrame, de când discutăm? După alegerile din 2012. Să salveze de unde? Acest complex energetic Oltenia încheia 2012, după 5 luni de guvernare PDL și restul PSD, cu un profit imens față de ce are acum. Când a fost acest complex în pragul dizolvării sau al dezastrului? Și atunci, că de ce sunt eu nu înțeleg. Vreau să vă mai spun încă ceva. Complexurile energetice Oltenia, complexurile energetice Turceni, Rovinari, SNLO și Craiova, dacă le adunăm la un loc profiturile obținute în ultimii ani, o să vedeți că sunt pur și simplu, cred că, de sute de ori mai mari decât ce a obținut în 2013 acest complex. Și oamenii știu lucrurile astea. Oamenii știu că, și toți minerii știu, și toți cei care lucrează în termocentrale, că li s-au tăiat drepturi. Că nu mai câștigă cât trebuiau să câștige sub premiza aceleiași insolvențe. Dacă nu facem asta, intrăm în insolvență. Dacă nu facem asta, moare complexul. Deci, pur și simplu, oamenii ăștia nu mai au rușine. Și mint într-un hal în care, cum să vă spun, nici măcar copiii nu-i poți minți așa. Că nu te mai crede nimeni. Deci vorbim de oameni care ne spun în față niște lucruri pe care parcă s-ar fi întâmplat acum 200 de ani și nu mai ține nimeni minte ce s-a întâmplat. Parcă nu s-ar fi întâmplat acum un an sau acum 2 ani. Sau nu se întâmplă acum, în timp ce noi vorbim de reorganizări și de nu știu cine, pe care îl facem cefelist că e pedelist, pe ăla îl facem, îl trimitem în carieră că e pedelist, pe ăla pe directorii și-ai schimbăm că-s peneliști. Deci, până la urmă, ajungem la un singur punct comun în ceea ce ei vorbesc. Nerușinare. Deci pur și simplu nu mai au rușine. Și atunci când nu ai rușine, cum se numește că ești? Fără rușine. Da. Eu vreau să vă citesc că tot vorbeați, domnule Davițoiu, de celebrul heliport în care s-au băgat niște bani și care ar fi trebuit să fie salvarea unor oameni pe care acel smurd, acel elicopter smurd să îi ia mai repede. Bine, imaginați-vă că acel elicopter vine în momentul în care este festivalul Berii sau zic orașul Târgu Jiu. Asta voiam să vă spun pentru că a apărut... Dați-mi și mie un exemplu. Cum aterizează elicopterul ăla când e mirosul de mititei și de ăla... Nu este vorba de miros sau de fum. Și cum face? Scriu colegii de la Pandurul că un elicopter smurd care a încercat să aterizeze astăzi pe heliportul de pe insuliță pentru a prelua un pacient cu infarct, nu a putut să aterizeze, a survolat, s-a învârtit, adică de câteva ori, spuneam jurnaliștii de la Pandurul, după care a fost nevoit să preia pacientul de pe terenul sintetic de la stadion. Nu, dar imaginați-vă de zilele orașului. Din cauza când iese fumul de la grătarele alea,
mici. Cum ai să aterizeze un elicopter acolo când este fum și nu vede pe unde n-ai bine. Știe foarte bine că elicopterele și în general avioanele și pistele sunt amplasate în locuri foarte sigure. Heliportul este o porcărie. Este aranjat lângă Jiu, unde toamna și primăvara se lasă ceața, că știm foarte bine. Astea sunt condițiile meteo pe lângă râu. S-a mai întâmplat, într-adevăr, să nu poată ateriza. S-a plasat lângă, i-a plasat lângă linii de înaltă tensiune. Dacă ne uităm oriunde în criteriile de amplasare a unui aeroport sau heliport, este foarte clar că două condiții au fost deja depășite. Plus că acolo de fiecare dată este câte un festival sau ceva. Imaginați-vă că le zboară lor acorturile de la elicele de elicopter, te trezești de abică aia stând la masă și amestecă corturile cu mititei și cu berea și pe acolo. Nu vorbi serios, asta nu-i de glumă. Elicele de elicopter produc... Domnul Vâlceanu, este corect sau nu? Păi este foarte clar că este foarte... Sau imaginați-vă că este o tiribomă, am văzut chiar lângă heliport la 5 metri. Dacă elicopterul are, nu aterizează exact la ăla și atinge cu elice porcăria de roată sau ce e acolo, ce n-ai bine? Nu avem incidente la tine de face de râsul lui pe acolo. Deci este aplasat într-un spațiu extraordinar de înghesuit acolo. Vă spun foarte clar că așa este. Bine, înghesuit de tarabe, că altfel nu ar fi. Și de bâlciul ăla sau suficient. De ce e taraba aia sau roata aia care este acolo. Dacă nu ar fi bâlci, ar fi suficient spațiu. Do. Și dacă nu ar fi nici ceață. Do, a fost aplasat acolo din alte motive. N-are nicio legătură cu smurdul și cu... A fost amenajat acolo pentru că toată lumea a crezut că dacă PSD-ul a fost 25 de ani, de acum încolo o să fie și 25 de ani. Și normal că burghezia comunistă, care de la toată lumea le e frică de acest cuvânt, trebuie să aibă un mijloc rapid de a ateriza și a se deplasa în municipiul Târgu Jiu. Pentru aceea a fost amplasat, n-are nicio legătură cu smurdul. Pentru că dacă ar fi fost amplasat pentru așa ceva, era amplasat într-un loc mult mai bine și într-un loc cu, să zic așa, cu o accesibilitate foarte mare. V-am spus, acolo aproape în fiecare lună sunt evenimente. Cum se intre salvarea să ajungă până acolo printre tarabele cu mititei? Imaginați-vă, un om a făcut infart. Imaginați-vă că se duce salvarea printre mirosul de mititei, de pește și de gogoși sau de ce dai mai e pe acolo. Nu, imaginați-vă că merge salvarea acolo, după heliport. Care trebuie să se întoarcă și să găsească un nu alt loc. Nu cred că loc, poate să intre salvarea până la heliport. Unde să poată ateriza. Deci n-are cum să ajungă o salvare la heliport. S-a dus degeaba salvarea asta, cel puțin până la pod. Că restul sunt tarabe, cum să te duci până la... Sau cel puțin dacă plimbi bolnavul pitre... Tarabele pe acolo, dar nu știu cum le plimb, că este foarte amestecate, foarte sofisticat. Este foarte greu să iei un bolnav cu infart, să-l plimbi între... Spune-o, ferește, acum nu mai... Dar moare până ajunge la salvare, până la elicopter. Bine, acum face haz de necaz, dar mă rog, așa e. Una peste alta, eu știu că atunci când s-a făcut acest proiect, știu că parcă au fost impuse, dacă țin eu minte bine, că nu sunt la primăria Târgu Jiu, dar știu că niște condiții au fost impuse niște condiții. Adevăr. Și din câte știu eu cine a prezentat, cred că domnul secretar de stat le-a prezentat undeva, domnul Mihai Fifor sau ceva de genul ăsta. Știu că dumnealui a prezentat condițiile. Bun, n-are nicio legătură proiectul. Proiectul municipalității cu condițiile din care... Trebuia să fie îndeplinite niște condiții, da. Nu știu să vă spun aici, chiar că mă depășește că nu știu exact. Bine, ați spus-o care sunt. Să nu fie aplasat pe lângă râuri, să nu fie linii de înaltă tensiune, că este foarte clar. De unde vine elicopterul? Trebuie să aibă cel puțin trei părți din care să vină. Da. Din trei părți. Ori acolo n-are de unde să vină. Cum a explicat tot colegii de la Panduru spun faptul că nu există investitori în Gorj, PSD-ul au dus prin alte zone ale țării și abia acum a venit și rândul Gorjului, adică de acum înainte, asta am văzut, au tot spus-o domnii de la PSD în campania electorală, o să curgă lapte și miere. Adică sunt atâtea proiecte încât începând de luni, adică după campania electorală, în Gorj vor veni investitori de... N-o să ne mai putem mișca de ei. Laptele cred că de la Nova și mierea cred că de la Lelești. Da. Producători. Da. Eu știu, deci credeți-mă că și primarii la care am fost
Știu că am fost cu o serie de oameni veniți din exterior. Majoritatea se plâng de, într-adevăr, de infrastructură, că le e foarte greu. Spre exemplu, cei care vreau să asambleze elice de, ziceți, de eoliene, de centrale eoliene, puteam să le oferim, chiar vorbisem cu domnul director Pasti, puteam să le oferim o hală cu pod din acela cu tot. Însă, rulant, însă problema de accesibilitate... Își defectau nu, oamenii componentele prin gropile de pe drumul european, trebuie scoase asamblate. Târgu Jiu și Sadu. Ele trebuie scoase asamblate. La momentul respectiv, adică undeva în primăvara anului trecut, drumul, deci acesta, până la Rovinari, nu era bun, iar pe defileu nici nu puteau, nu este, știți. Iar pe defileu nu puteau pentru că nu au spațiu necesar, deci era lățimea dispozitivelor cu care trebuia să treacă prea mare față de spațiu acela. Deci eu v-am dat un exemplu. Mai sunt și alte probleme. Deci asta legat de infrastructură. Întâi trebuie să asigurăm o bună infrastructură, mai mult decât atât. Pe acele întreprinderi mici și mijlocii cu care se laudă alte state. Și ne uităm la exemplu Poloniei, la exemplu Spaniei și așa mai departe. Oamenii nici nu sunt foarte bine informați, cei care ar putea sau ar vrea să investească, pentru că există o ruptură foarte mare și asta e de mult, între ceea ce au ministerele de gând și ceea ce știu cetățenii. Foarte mulți bani se pierd pentru că oamenii nu prind momentul, adică nu știu. Ce trebuie să facă, cu ce trebuie să se prezinte, câți bani trebuie să pună ei, câți le dă statul, câți le dă Uniunea Europeană. Deci este o ruptură între centru și local. Și atunci asta... Ghidurile apar foarte târziu, apar cu o lună înainte, da. E foarte greu 30 de zile să pui totul. Sunt primari, spre exemplu, care deja s-au orientat pe ghidurile vechi, chiar dacă vor fi schimbări în cele noi, ei și-au creionat cumva un proiect. Și în momentul în care apare ghidul nou, atunci fac numai modificări. Pentru că apare foarte târziu. Mă refeream la acele promisiuni făcute în campania electorală de candidați și de susținătorii candidaților PSD, pentru că am văzut ei sunt foarte activi în această perioadă și ei au cele mai multe promisiuni, domnule Vâlceanu. Bun, dar noi vorbim de investitori și de promisiuni de investiții de la domnul Călinoiu și domnul Crăciumaru de vreo 10 ani de zile, cred că. Acum că mai bine, vine unul... Nu doar de promisiuni, că domnii îi și caută. Am văzut că se duc după doar, ei doar frecvent. Promit, doar promit. Acum că mai vine unul de la București sau vreun ministru să ne mai povestească și el cum va căuta investitori și va aduce... Nu, de fapt nu-i va căuta, că aia e problema, nu-i caută nimeni. Cum vor veni așa ei din senin, doar pentru că se află în lume că... mai candidează unul de la PSD pe aici, e de-a dreptul ilar. Haideți să fim serioși. Nu interesează, nu interesa niciodată investiții în Gorj și în Târgu Jiu. Nu se vor face mult timp de aici înainte, pentru că în acest județ al domnilor despre care tot discutăm, antreprenorii sau investitorii sau oamenii de afaceri sunt priviți ca niște infractori care vor să... să se îmbogățească așa de pe spatele acestui județ și bineînțeles că dânsii socialiști, așa cum sunt, țin partea oamenilor. Adică n-are rost să vină ăștia pe aici să facă afaceri, pentru că s-ar putea să creeze și locuri de muncă și trebuie să apărăm oamenii de lucrurile astea, pentru că odată să ce... Să nu obosească. Nu, dar odată ce se angajează, nu prea mai are nevoie de ajutor social. Și e o problemă atunci cu votul. Vedeți? De aia, în Ardeal și în alte zone ale țării unde investițiile au fost mari și șomajul mic, PSD-ul nu prea ia voturi. Dacă ne uităm unde ia voturi, vedem că e Oltenia și Moldova. Sudul Moldovei. Sudul Moldovei, da. Pentru că acolo, ca și aici, sunt unii care sunt frână în calea dezvoltării județelor lor. Și dacă tot vorbim de investiții, eu nu o să pot niciodată să mă opresc să... denunț public, să spunem, atitudinea președintului Consiliului Județean, care, iată, primarului comunei unde locuiesc eu, la Runcu, îi refuză două adrese, nu bani, că nu trebuie să-i dea bani, două adrese, pentru ca omul ăla să-și poată termina investiții, una deja începută și realizată în proporție de 70%, iar cealaltă cu finanțarea aprobată.
Deci trebuie să-i dea două adrese. Nu le dă pentru că nu dorește. Pentru că atunci s-ar putea ca acel primar să fie apreciat de oameni. Sau mai mult decât atât. Pe Valea Sohodolului, care e o zonă turistică fantastică a județului nostru, drumul în unele locuri are 2 metri de ține. S-a surpat. În scurt, metri, timp, da, în scurt timp s-ar putea să nu mai putem circula pe acolo. Și ei vorbesc despre atragere de turiști și despre ce fac ei pentru turismul gorjan și cum dezvoltă ei turismul. Despre faptul că caută investitori care să investească în turism, cine să vină. S-ar putea să nu mai poți trece deloc pe acolo. Deci, în același timp, din partea primăriei s-au primit solicitări, s-au trimis solicitări. Dom'le, declasează drumul ăla, fă-l comunal și îl repar eu. Dar nu poți să-l lași așa. Pentru că în scurt timp s-ar putea să nu mai ai o cale de acces pe acolo. Deci, oamenii ăștia sunt deja frâne în calea dezvoltării acestui județ. Și toată povestea asta cu investitorii care o să vină de mâine, noi auzim de 10 ani. Eu nu cred că mai crede cineva. Sau sper că nu-i mai crede nimeni. Pentru că asta ar însemna, știți cum e, când te mint odată mai, na, și te-au păcălit. Te-au păcălit, când te păcălești la a doua oară, asta e, a treia oară înseamnă că avem o problemă, dacă tot îi credem. Bine, acum este ca orice poveste. Cu cât o spui mai frecvent, cu atât rămâne întipărită. Poate oamenilor o să li se pară că așa este normal și uitați-vă, vor crede acele deci, promisiuni. În momentul în care chemi ambasadorii și la un forum economic, vii și spui, nu l-am mai făcut, că e campanie electorală și e rău. Adică era rău să faci un forum economic în campanie, dar e bine că te folosești de ei. Și iar revenim la faptul că nu mai au rușine. Este rău să faci un forum economic, corect, dar este bine să te folosești de ei, să faci niște miniștri și faci nu știu ce întâlniri și pe diverse teme. Miniștrii să ai lor și la fel ca ei. Nu e niciun fel de problemă. Să nu credeți că s-a supărat vreun ministru. Adică pe ei nu știi, putem băga în campanie electorală, dar dacă se prind ăștia, s-ar putea să fie rău. Dar să fie atâta de, cum să vă spun, nerușinat, să chem niște ambasadori care pe aia au trimis, sunt unii foarte serioși. Să le spui că ei vin la un forum economic și când ajung aici să le spui, știți, mai plimbați-vă puțin că primul ministru n-a mai putut să vină, v-a lăsat pe aici. Vă facem o excursie prin mai vedeți toată Brâncuși. Vă arătăm Gorjul. E și deja un lucru care se va afla în țările ambasadorilor care au venit aici. Pentru că ea vor spune, ei trebuie să raporteze ce activitate au. Și se vor duce și vor spune. Știți, ne-au chemat toată pe la Târgu Jiu, pe acolo, unde e și Ponta deputat, că era campanie și ne-au pus să vizităm orașul. Dar noi trebuie să mergem la un forum economic. Da. Din păcate nu mai avem timp, o să intre imediat știrile. Și vorbim despre slogan, nu? Trimitem în Europa oameni care să apere România. De cine? Să apere de România, ei. Pentru că este o perioadă, știm, dificilă. Și avem nevoie de, dacă nu avem armată, măcar să avem o armată politică. Europa aruncă cu bani după noi și trebuie să ne apărăm. Să ne apărăm. Să ne apărăm. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mâine seară la aceeași oră ne revedem. Numai bine!